Ia să vedem că am învățat să fac jucărica asta fără tutorial. Adică ieri m-am uitat la tutorial și acum am învățat-o, dar stai un pic că trebuie să încep din partea asta, la altă de aici. Și m-am gândit să vă arăt și vouă să facem pe portocaliu. Deci prima o aducem în față. Pisilica. Acum, aici, m-a fascinat jucărica asta și am vrut să văd cum să... Este așa, că asta trebuie... Așa. Ce bei acolo? Filtrată de Apă... la chiuvetă, da. Da? Apă filtrată. De a filtrat o Coca-Cola. Vreau să zic, e filtrată de noi aici. Deci stați un pic așa, că nu mă uit pe nimica. Nu am nimic anotat. Ei, am făcut și al doilea ineluț. Super tare. Acum asta o răsucim așa. Ție că îmi place să te joci cu șarpele meu. Că tot îl manevrez, eu tot... Recomand să vă jucați la jucărica asta mai degrabă decât să vă uitați la știrile despre război. Nu doare. Nu, nu doare, nu e. Așa, acum asta, stai un pic. Asta o aducem în față. Yay! Și al treilea inel. Fetiță. Pisilica, stai un pic, concentrare maximă. Da, acum e acum să nu greșim. Da, invers. Invers înapoi. A, dar nu vă spun ieri. Când am luat prima dată jucărica în mână. Ai luat-o mai de mult, lasă că e... Te-a dat o fată mare aici. Păi da, am luat-o mai de mult, dar eu mă refer la jucărica asta. Stai-mă un pic. Prima dată când ai luat-o în mână. Da, stai un pic. Asta a dus în față așa. Așa. Asta. Nu, 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 nu. Înapoi, înapoi. Înapoi. Stai mă, că nu-i bine aici. Nu așa trebuie. Stai un pic. Așa. Asta așa. Opa. Adică nu pică bine astea aici. Așa. Hai că nu mai e mult. Hai că poți. Na, asta e invers. Așa. Asta. Băi, dar îndoaie-te, mă, cum te zic eu. Așa zici și în noaptea munții. Incredibil.
Era baby costrici. Da. Atenție mare cu ea. Păi, ți-am zis și noaptea nuții, manevrează mai ușor, că... E și ea totuși în cărniță și piele și... Da, și plastic, hai mă că am reușit, băi, am reușit. Ușurel, că mi-o rupi. Și mi-o, asta cum zice, mi-o rupi șarpele. Nu ți-l rup. Uite-o, bă, că a reușit. Bă, sper să se fi văzut și ceva pe clip, ha? Yeah. O să verific acum, să văd dacă s-a văzut ceva pe filmare. Deci asta e tutorial pentru tinerele virgine, cum se manevrează șarpele, nu? Iauzi, a dat, apreciază un șofer. Un șofer a apreciat tutorialul, da. De? Cum să răsucim tutorialul. Ar putea să învețe și ai tăi ca să nu se mai plictisească la știrile cu războiul. Dăm un șarpe de asta. Da, să meargă la librărie să cumpere, că nu e scump. Păi da, oamenii toată firea se pot juca cu un șarpe. Păi nu, niște pensionari, nu? Voi ce ziceți, nu? Ar merge, nu? Ia să vedem dacă vă place tutorialul ăsta. Sper să vă fie de folos și vouă. Și uite, vezi, am făcut triunghiurile aici. O, sfera asta e formată din mai multe triunghiuri drepte. Cu unghi drept, uite. Aici, unghi drept. Vezi? Ai gata că o dăm în matematică și nu. Ok, bye bye.